spune că vine la proces și nu vine. Mă duc singură și am pierdut, m-a executat și nu pe mine, m-a executat pe fratele meu. Mai sunt victime foarte multe, foarte multe mai sunt victime ca noi și nimeni nu ia nicio măsură. În momentul ăla am crezut că fac atac de cord, pentru că nu știam din SMS ce reprezintă această sumă, unde sunt datoare. Am sunat executorul, mi-a spus că este vorba despre un contract cu domnul Daniel Ionașcu, așa, și i-am spus, domnule, dar cum executați un om doar pe baza unui contract, fără să aveți alte date? A, doamnă, dar vă mai uitați atât că dumneavoastră sunteți puiul cu 38.000 de lei. Am acum dosare de la domnul Ionașcu cu miliarde. Sunt distrusă, domnul meu, fiindcă băiatul mi-a fost scos de la aparat în 2009, la comandă telefonică. Fata a avut foarte multe încercări de viață și de moarte. A stat 7 luni de zile în sanatoriul din Nuces, județul Bihor. 32.000 de lei să vină să mă susțină procesul ăla. Era practic o audiere pentru, cum să vă, o revizuire. Și-o trebuit să mă duc să plătesc 80.000 de lei am plătit la sulte care au fost date de judecătorie. Și acolo a fost o potlogărie mare de tot. Și am plătit și cazare, și avion, și toate astea au intrat în 32.000. El nu mai vine deloc. La proces nu s-a prezentat, la primul proces nu s-a prezentat și ne-a trimis o fată unde fata ne-a spus, domnule, eu sunt stagiară, eu nu știu de unde, chiar și domnul președinte a spus atunci, cu ce dovezi, cu ce aia, cu apărare. Da, cu ce apărare, îmi zice, păi nu sunt pregătită. Când a ieșit afară, domnișoara de la Galația, da, ne-a spus, domnule, îmi pare rău, eu sunt stagiară, eu nu prea mă pricep, trebuie să vorbiți cu domnul Ionașcu pentru... Da, da, ne-a spus adevărul. Care sunt sentimentele care vă trec în această perioadă, văzând și situațiile similare ale altor oameni care, cu care a stat de vorbă astăzi la termenul pe care l-a avut Mihai Toader în procesul cu Daniel Ionașcu? Domnule, sunt un băiat de 53 de ani, sunt în putere, am o fermuliță proprie, mă descurc, mă zban, muncesc, dar mi se rupe sufletul când văd atâția oameni bătrâni de 70-80 de ani târâși pentru problemele astea. Bănuiesc că, nu știu, poate cineva se va sesiza, va lua niște măsuri că acest om nu merită să exercite așa ceva. Mă surprinde că eu am o vârstă cât de cât onorabilă, dar când am văzut astăzi oameni de 75-80 de ani abia se târesc, când am văzut un om al străzii, că, adică m-a uimit ce am putut să văd astăzi aici la Curtea de Apel. Ce părere aveți de practica acestuia privind procesele pe care le intentează împotriva clienților care se dovedesc a fi nemulțuiți în cele din urmă de prestația pe care nu și-o duce la bun sfârșit? Domnule, prestația este pusă la punct, minuțios, un plan diabolic. Nu cred că se mai întâmplă într-o țară de drept așa ceva. Deci am constatat acum, în zilele care au decurs, că își alege victimile, bătrâni sau neputincioși sau ca mine, care s-au prezentat oameni slabi. Eu așa consider, așa am văzut. Asta e punctul meu de vedere. Și eu nu m-am somn, iar cu povestea mea, eu nu dorm nopțile. De 5 ani de zile să durezi un proces, domnul, 4 ani și jumătate, un proces, de ce? Să fac 40 de drumuri București, Iași și retur pe cheltuiala mea pe, și spunea avocata de acolo, doamnă, să câștigați. Nu câștigă nimica. Ce v-a făcut să aveți încredere în el? Televiziunea. Deci, văzându-l la emisiunea de pe antena Stars, cum pune problema de bun credincios, de ajutător al oamenilor, m-a determinat să apelez la serviciile malefice. Pentru că, vedeți, eu am avut tot încrederea
în persoana sa, fiind avocat și preot. Dar cum ați avut această încredere în el? Cum v-a câștigat încrederea? Aici vreau să ajungem. Au fost emisiunile de la Antena 1. Erau cazuri pentru care pleda pe post. Era foarte documentat în tot ce ne explica. Și atunci, știind că e și preot, mi-a câștigat încrederea. Cum v-a câștigat încrederea acest avocat? Văzut la televizor, la Antena 1, mai precis că la Antena 3 l-am văzut după aia, care a avut și un caz cu cineva din familia noastră. L-am văzut la Antena 1 și tot am zis, domnule, că e, crede în Dumnezeu, tot vorbește de biserică. Am zis că e un om al dreptății, un om al legii, un om al lui Dumnezeu, dar... Nu prea a fost, după cum și văd și acum, cred că e un om al nedreptății. A zice că poate cineva va face dreptate în cazul ăsta, măcar pentru viitor, nu știu ce va mai din spate, nu știu ce se mai poate rezolva. Ce pot să zic decât vă doresc sănătate, vă mulțumesc frumos pentru interviul luat și sper să se rezolve problema aceasta. Dumneavoastră ați avut curajul și ați luptat împotriva avocatului și mi-ați spus că ați câștigat chiar un proces cu acesta. Despre ce este vorba? Da, domnule, la o perioadă de circa 7 luni de zile de când am renunțat la dânsul, m-am trezit pe poartă la mine acasă cu un plic, că-s chemat în judecată de acest domn avocat Ionașcu. De propriul avocat. De propriul avocat, care îmi cere daune morale de 500.000 de lei cu titlu de daune. Și să dispună obligarea părâtului că l-am defăimat într-un cotidian, bla bla bla, multe un term de hârtie. Dintre care, eu pe site-ul acela PPU, acum 2 ani, ne-am cunoscut cu niște persoane, într-adevăr, după site, că spuneau la comentarii toți oamenii problemele care le aveam. În scurte cuvinte, după acest proces, domnul avocat Ionașcu a rămas să-mi restituie suma de 3.000 de lei. Deci sunteți un caz fericit. Sunt un caz fericit că l-am câștigat pe dânsul, dar nu mă gândesc la altceva decât că eu sunt o persoană fizică cu 2 case și o mașină pe numele meu. Nu știu dânsul ce pot să iau dacă l-aș pune pe executare cum a pus dânsul pe mine. Vă mulțumesc frumos!